Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit detalarea de tarot pentru vineri, 8 ianuarie. Bun, și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi, pe situația de dragoste, pentru sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, o zi interesantă. Hai să ne uităm. Partea de dragoste avem aici doiul de monede. Este o carte care indică ezitare între două opțiuni. Este aici un dezechilibru datorat faptului că încercați să jonglați cu două opțiuni. Vreți să împăcați și capra și varza, dar nu prea aveți cum, pentru că ambele monede de aici cer foarte mult de la voi, cer foarte mult efort, cer foarte multă atenție, foarte multă dedicare și nu aveți cum să le împăcați pe amândouă. Mai devreme sau mai târziu o să scăpați din mâini una dintre cele două monede. Și decât să lăsați la mâna sorții, la mâna întâmplării, la care dintre cele două monede va trebui să renunțați, ar fi mai bine să faceți voi această decizie conștientă pe care dintre cele două opțiuni vreți să mergeți mai departe. O parte dintre voi s-ar putea ca aici să jonglați între doi parteneri sau doi posibili parteneri. Și lucrul ăsta nu e tocmai ok. Dacă o să continuați încă mult timp în situația aceasta de ezitare, de nehotărâre, de stai să vedem ce-o fi, cum o fi, riscați să rămâneți fără niciuna dintre cele două opțiuni. Dacă nu faceți voi o decizie conștientă, dacă nu vă analizați voi atent aici sufletul, emoțiile, sentimentele, ca să faceți voi o decizie în această privință, e posibil ca la un moment dat ambele monede să plece, să vă părăsească și să rămâneți fără niciuna. Pentru cei singuri e posibil ca aici să ezitați între doi posibili parteneri. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, văd două posibilități. Fie ezitați între partenerul actual și cineva din trecut sau cineva nou care a apărut în viața voastră și care apare ca o tentație, ca acest șarpe care se inserează acolo în căminul vostru mai mult sau mai puțin fericit, fie este un dezechilibru între viața privată și viața profesională. E posibil ca unii dintre voi să dedice prea mult timp jobului, afacerilor, încercării de a face bani și de a asigura stabilitate financiară pentru familie și nu vă dați seama că de fapt ceea ce are nevoie partenerul, partenera voastră, ceea ce are nevoie familia voastră, căminul vostru ca să fie unul fericit, nu este neapărat mai mulți bani, mai multă stabilitate financiară, ci este mai multă implicare emoțională din partea voastră. Știți cum se zice, banii n-aduc fericirea. Da, până la un anumit punct ajută, pentru că îți dă o stabilitate, poate să-ți dea o anumită siguranță, un anumit calm atunci când știi că toate nevoile de bază ale tale și ale celor dragi ție sunt acoperite. Dar la un moment dat, când banii devin prea mulți, riscă ca ei să fie ca acest șerpi care te controlează ei pe tine. Mare atenție aici, nu vă lăsați controlați de goana după bani, folosiți-i ca o unealtă. O unealtă care vă ajută într-adevăr să dobândiți mai multă fericire, mai multă stabilitate. Banii sunt doar o unealtă care vă deschid multe porți. Vă deschid porți către educație, către concepte noi, către a călători, către a vă îngriji corpul, către o stare de sănătate mai bună. Dar nu lăsați lucrurile materiale, goana după bani, să fie cea care vă direcționează viața aici, pentru că nu o să mergeți într-o direcție pozitivă. Reamintiți-vă că siguranța financiară, toate aspectele monetare ale vieții noastre sunt doar niște unelte de care dacă ne folosim în mod corect, da, ne ajută să avem o viață mai bună. Dar în momentul în care lăsăm aceste unelte să ne domine ele pe noi, lucrurile o să meargă într-o direcție foarte, foarte proastă. Așa că mare atenție aici la acest echilibru între viața personală și viața profesională. Hai să mergem mai departe. Pe starea de sănătate avem aici șasele de săbi. E o carte în esență pozitivă. Uitați aici, aveți acest porumbel al păcii care vă arată că mergeți într-o direcție pozitivă. Aveți aici acest curcubeu care reprezintă
promisiunea făcută de divinitate oamenilor că lucrurile merg într-o direcție bună, bineînțeles dacă și voi sunteți dispuși să urmați această cale. Și aici vă văd în această barcă, dispuși să părăsiți, să lăsați în urmă aceste ape tulburi ale trecutului și să vă îndreptați către o stare de sănătate mai bună pentru voi. Asigurați-vă că aceste 6 săbi pe care le cărați după voi în această barcă sunt niște lecții de viață, niște învățături de minte pe care le-ați tras din experiențele trecute, din greșelile trecutului. Asigurați-vă că nu cărați după voi resentimente, durere, ură, toate aceste sentimente negative lăsați-le în urmă. Da, trageți niște învățăminte din ele, niște lecții de viață și plecați cu aceste lecții de viață, cu aceste lucruri pozitive mai departe. Vă îndreptați într-o direcție bună, atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru sănătatea mentală, dar și pentru sănătatea emoțională. Da? Pentru că în această carte avem toate elementele. Avem emoțiile prin aceste valuri, avem gândurile, mintea prin aceste săbii, avem corpul vostru fizic prin acești oameni aflați aici în această barcă și avem susținerea divinității prin acest porumbel și prin acest curcubeu. Sunteți pe direcția bună, nu vă opriți din mers pentru că viitorul are doar lucruri pozitive pentru voi. Hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem justiția, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia balanței. Va fi o zi foarte bună pentru balanțe sau pentru cei care lucrează, colaborează împreună cu o balanță, au ca parteneri de afaceri, ca șef sau colegi de serviciu, oameni în zodia balanță. Această arcană majoră a mai ieșit odată săptămâna aceasta, nu mai țin minte exact în ce zi, dar se pare că o parte dintre voi trebuie să repete lecția acestei cărți. Așa că o să vă spun din nou, lecția din spatele acestei cărți este că toate lucrurile trebuie făcute după litera legii. Dacă vreți să vă angajați undeva, să începeți o colaborare cu cineva, asigurați-vă că aveți un contract, că lucrurile sunt stipulate într-un contract legal. Nu lucrați la negru, nu prestați servicii fără factură. Asta e marea lecție a justiției, pentru că dacă nu învățați lecțiile pe care această carte vrea să vi le transmită, o să fiți taxați. Și anul acesta, chiar dacă este unul mai pozitiv față de anul pe care tocmai l-am încheiat, da, va fi un an mai bun decât 2020, mai ales pe partea de sănătate. Dar cu toate acestea, 2021 are suficiente momente în care aliniamentele planetare vă pot taxa. Anul acesta o să avem niște quadraturi între Uranus în Taur și Saturn în Vărsător. De fiecare dată când aceste quadraturi se activează, Universul o să îi taxeze pe cei care nu au respectat legile saturniene, legile de dreptate, de echilibru, de cumpătare, de urmare a regulilor, de urmare a legilor întru totul, atât a legilor umane cât și a legilor divine. Și faptul că a ieșit aici justiția de două ori în interval de mai puțin de o săptămână, îmi indică că trebuie să repet și o să repet de câte ori este necesar acest mesaj pentru voi. Faceți lucrurile legal, urmați litera legii, plătiți-vă taxele, plătiți impozitele. Dacă sunteți în poziția să cumpărați ceva, nu acceptați să cumpărați fără chitanță, fără factură. Dacă sunteți în poziția să angajați pe cineva, să colaborați cu cineva, nu acceptați să colaborați în regim din ăsta la negru, pe sub mână, pe sub masă. Pentru că o să fiți taxați mai devreme sau mai târziu o să fiți taxați. Sunt foarte bine aspectate aici toate meserile care țin de justiție, avocații, procurorii, judecătorii, detectivii, poliția, armata, jandarmeria, toți cei care lucrează în servicii de pază, tot ce ține de justiție, de legi, de legislație și de asigurarea ordinii publice. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au vizualizat deja etalările pe fiecare zodie în parte pentru anul 2021. Pentru cei care nu ați văzut încă aceste videouri, găsiți playlist-ul complet aici, la link-ul din dreapta sus pe ecran. Bun. Și acum, avem și o carte care a vrut să sară pentru această zi. Hai să vedem. Mesajul zilei: mă iubesc și mă accept chiar în această clipă.
Sunt în procesul de a deveni cel mai bun prieten al meu, persoana cu care mă bucur cel mai mult să fiu. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!